Noi suntem pe organizare matinală, a venit Diana Mihăilă, este prietena noastră, prietena emisiunii, ne învață lucruri interesante, cum o face și astăzi. Vorbim despre cei mici și cum îi organizăm încă din primii ani ai vieții. Bună dimineața, bine venit! Bună dimineața! Nu ne-am văzut de dinainte de Paște, din timpul curățeniei de Paște. Ia uite ce bine arăt, nu? După curățenie de Paște. Da, îți spunem Hristos a înviat, că asta adevărat voiam înviat. A marca. Te-am rugat să nu spui despre ce este vorba, ai venit cu o gadget sau ceva. Sfântul Graal al organizării. Nu știu ce este, n-am văzut în viața mea, mă crezi că n-am văzut așa ceva, nu știu ce e. Îți spun sau mai vrei să-l studiezi? Ia vină puberencu. Ce-o fi asta, mă? Ai văzut așa ceva? Ce ai scris numele? Ții cheile acolo. Nu, nu. Hop! Nu mușcă. Etichete. Unde, mă? Etichete. A, ăsta? Da. Corect, e aparat de făcut etichete. Mamă, ce deștept. Și uite cum arată. Mamă, ce deștept. Uai, cât de tare! Vezi cât de frumos? Prin etichetă poți să obții un aspect uniform în casă, indiferent de felul în care arată organizatoarele tale. Sigur că e importantă și cromatica și textura organizatoarelor ca să obținem așa un aspect unitar. Arată ca rolele vechi de film. Exact, exact. Asta mi-a plăcut și mie foarte mult, aspectul ăsta vintage. Dar dacă nu avem un astfel de aparat, deși el este foarte, foarte accesibil ca preț și se găsește în foarte multe magazine online, pe foarte multe magazine online. Așa? Nu-l avem? E foarte simplu. Facem chiar noi etichetele, îi lăsăm pe copii să le deseneze și în felul acesta mai avem o activitate în familie. E drăguță, e accesibilă. Cât de important e să avem etichetele la vedere? Păi e important că dacă tu folosești recipiente opace prin care nu vezi sau dacă au și capac, cu atât mai rău. Dacă n-ai eticheta, nu mai știi acolo. Ce câștigăm timp? Câștigi timp și te orientezi, evident, mult mai ușor. Arată bine, cutiile prin care nu se vede arată foarte bine, dar sunt fundamentale aceste etichete, pentru că altfel nu mai știm ce am lăsat acolo și practic am ascuns niște surplus. Noi vă arătăm, e ca la horoscop, vă propunem varianta ideală, adică să avem un astfel de loc, pentru mine un pic am ascuțit, dar asta e, unde să punem cariocile, unde să punem... L-am făcut cu două fețe ca să optimizăm prezența mea aici. Poate fi folosit un astfel de recipient, fie pentru activități creative, fie îl folosim în baie, dacă sunt doi copii, jumătatea unuia, jumătatea celor, le codăm cromatic astfel încât ei să știe unde au lucrurile lor, produselor de igienă. Ce diferență de vârstă sunt între ai tăi? 3 ani. 3 ani. Și cum e? Cine e mai? E greu? Cel mic încă este mic, așa că el nu manifestă preferințe, nu-și arată preferințele, dar cultivăm treaba asta să înțeleagă și că sunt lucruri comune și că sunt lucruri individuale, gen periuța de dinți. Ok. Astea când au apărut m-au bucurat tare și la spălat, dar și la depozitat. Da, și ele sunt o variantă pentru când pleacă copilul în tabără. Sau plecăm în vacanță. Sau plecăm în vacanță, îi punem o ținută și îi scriem ziua în care ar putea să îmbrace ținuta respectivă. Sigur, se poate alege și să amestece, nu asta este o problemă. Okay. Dacă sunt doi copii și împart dulapul, putem să îi ajutăm să-și găsească mai ușor hainele folosind numerașe de culori diferite. Un copil are o culoare, celălalt are altă culoare. Și în felul acesta se creează și un flux mai bun. Okay. De asemenea, foarte util este să alcătui un plan de activități. Asta mi se pare esențial și la cei mari. Eu nu am un plan de activități sau nu aveam până acum ceva vreme. Dacă le văd și nu sunt scrise undeva pe un note pe telefon, dacă le văd pe un calendar sau pe frigider, parcă mă calibrez altfel. Și sunt activități în acord cu vârsta copiilor. De exemplu, să împăturim hainele. Am făcut activitatea, am bifat-o. Okay. Să ude florile, să recicleze sticle, să plimbe câinele. Poate are de 3 ori pe săptămână. Am făcut, am bifat. Okay. Putem să stabilim și niște recompense, pentru că recompensele sunt drăguțe, mai ales pentru copii, nu zic că pentru noi ar fi. Și putem să avem și niște steluțe sau o altă formă prin care ei știu că au dus la bun sfârșit. Recompensa ajută în primii ani de viață să se creeze rutina. Obișnuința aceasta face ca organizarea să nu se mai simtă. Exact cum îmi scot haina și o pun în cuier, asta este un act de organizare, dar eu nu mai percep așa, pentru că a devenit un automatism. Foarte și asta vrem noi să educăm la copii. Corect. E, prin aceste recompense se întâmplă uneori un pic mai repede, dar și prin vizualizarea sarcinilor, ei știu cât mai au de bifat într-o săptămână, stabilim un interval.
Da, știu că aveam ceva cu niște desene pe zile ale săptămânii pe frigider, tot așa cu niște task, cu niște sarcini și când le terminam de colorat, le și terminam de făcut sau ceva de genul ăsta, dar ne lua foarte mult timp să gândim astfel de aspecte. Pe vremea era mai greu. Acum există, înțeleg, cărți? Există tot felul de cărți. Dacă noi săptămâna aceasta am ales să ne dedicăm matematicii, să exersăm zona aceasta, punem la îndemână tot felul de jocuri, pe lângă pixuri, creioane și carioci și cărți și când plecăm în călătorie putem să luăm planșe care sunt reutilizabile, se colorează și se șterg și copiii au mai multe ore ce să facă. Și varianta, că tu ești modestă și o să o prezint eu, cartea Dianei Mihăilă despre Alex și Seb. Alex e aici, Seb n-a venit. Este prima mea carte de organizare dedicată copiilor mici, preșcolari și de școală primară, în care ei învață cum să se orienteze cu ajutorul culorilor și cum prin joc pot transforma spațiul într-un camera lor într-un spațiu mai prietenos. S-a lansat, se găsește pe piață. E caldă, frige, este... Și la evenimentul pe care îl organizez mâine? Mâine seara este a 5-a ediție a evenimentului Marea Organizare Live, ce a fost cândva sub formă de conferință în sală, dar a trecut prin pandemie și situația actuală. Va fi o transmisiune live pe pagina mea de Facebook Diana Mihăilă, idei organizare și ne vom bucura de tot felul de soluții de organizare a hainelor care sunt foarte la îndemână și sunt foarte cerute de cei care se gândesc la organizare prima dată. Ne întoarcem la Neața, rămâi.